Salutare! Și bine ați revenit pe canalul meu, Pasiune și Savoare! De ceva vreme, m-am gândit la această delicioasă și inconfundabilă prăjitură cu foi de napolitană și un caramel bogat în nuci. Și iată, astfel, vă ofer și vouă varianta mea preferată, de care sunt foarte, foarte mulțumită. Se prepară destul de simplu, din doar câteva ingrediente. Untul este indicat să fie de 82% grăsime la temperatura camerei. Nucile le prăjesc puțin în tigaie, câteva minute, amestecând periodic în ele, să nu se ardă. Cam așa arată. Acum le voi pune pe cărpător, unde le voi tăia grosier. Dacă doriți ca nuca să nu se simtă prin prăjitură, prin caramel, Puteți să o introduceți în blender. Însă, noi așa o preferăm în bucăți potrivite. Minunat, trecem mai departe. Peste ouă voi adăuga 5 linguri de zahăr. Da? Deci, din zahărul de 400 de grame. Mixez la viteză mare, 2 minute aproximativ. Deci, până se vor albi puțin și se va topi zahărul. Zahărul ce mi-a rămas îl voi pune într-o crăticioară și îl voi transfera pe foc. La foc mic, bineînțeles, da, amestecând din când în când să nu se ardă zahărul. Și așteptăm până se va topi. Și va căpăta o culoare aurie. Cam așa. Atenție să nu se ardă focul pe minim. Adaug untul, nu tot deodată, da? deci câteva bucățele, amestecăm cealaltă parte, amestecăm în continuare până se topește și tot așa până vom termina tot untul de încorporat. Dacă credeți că se arde caramelul, puteți da deoparte crăticioara, da? să nu mai fie pe foc. Adaug și ole care au fost mixate mai înainte cu zahărul. Amestec energic. Introduc și nucile care au fost tăiate anterior. Amestec foarte bine pentru omogenizare și mai las aproximativ un minut pe foc mic. Da? Trebuie să obținem această compoziție legată. Este momentul să ansamblăm prăjitura. Pun prima foaie de napolitană pe cărpător, acopăr cu două-trei linguri de caramel cu nucă, întind bine pe toată suprafața, adaug a doua foaie de napolitană, apăs să facă bine contact cu caramelul. Mai pun două-trei linguri de caramel. Însă ați observat că nu sunt linguri obișnuite, da? Sunt mai mari. Deci, puneți cremă cât considerați, pentru că este suficientă pentru aceste foi. Acopăr cu a treia foaie, da? Deci eu le-am tăiat de 18 pe 28 cm. Astfel vor ajunge exact pentru 5 foi. Să fie o prăjitură mai înaltă. Pun a patra foaie apăs și ultima parte de cremă. Exact cât ne-a trebuit, da? De aceea vă zic că o să ajungă. Întind bine. Da, ne mișcăm destul de repede pentru că dacă se răcește crema, se va întinde destul de greu. Perfect. Acopăr cu ultima foaie de napolitana o voi acoperi cu o greutate, da? un cărpător și ceva greutate, și o voi lăsa la frigider până a doua zi. A doua zi am tăiat extremitățile prăjiturii și acum o voi felia. Prima dată voi trasa, da? deci voi trasa puțin să văd cam pe unde o voi tăia, Aici depinde de fiecare în funcție de mărimea dorită, însă se taie destul de simplu. Eu folosesc acest cuțit cu lama lungă, o țin câteva secunde în apă fierbinte, o șterg, astfel procedez cam la toate prăjiturile pentru a obține aceste laturi curate. Da? Simplu! Priviți doar cât de bine arată interiorul. Mmm, și cât este de bună! Sunt sigură că o să vă iasă exact la fel. Pofta împlinită! Și mă bucur tare mult dacă vă inspiră rețeta mea pentru a o pregăti ori de câte ori aveți și voi poftă de ceva bun, rapid, simplu. Ei, dragilor, multe rețete voi mai împărtăși și cu voi trebuie doar să vă abonați pe acest canal, pasiune și savoare, pentru a fi alături de mine. Pe data viitoare, spor în toate și numai bine! Pa, pa!